După publicarea în Monitorul Oficial a deciziei privind numirea în funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului a viceprimarului municipiului Călăraș, Dragoș Coman, au început discuțiile pentru desemnarea persoanelor care pot ocupa funcția rămasă vacantă. Președintele Organizației Județene a Partidului Național Liberal, Daniel Ștefan Drăgulin, ne-a prezentat pașii ce vor fi făcuți pentru alegerea viitorului viceprimar. Domnul viceprimar Dragoș Coman a primit de curând funcția. Are onoarea de a fi, da. Numit în funcția de secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului. Da. Cum comentați? Păi, în primul rând, aș vrea să vă spun că este pentru prima dată când organizația PNL Călăraș are reprezentanți în structurile centrale. Mai mulți. Este vorba de doamna Ghiveciu, care este vicepreședinte al Casei de Sănătate. Este vorba de Dragoș Coman, care va fi secretar de stat în Ministerul Sportului. Și, nu în ultimul rând, de Alin Drăgunin, care va fi vicepreședintele al ADNSC. Eu sper că nu o să ne oprim aici. Ieri am avut o discuție cu domnul președinte Ludovic Orban și a spus că mai are în vedere organizația județeană Călăraș pentru diferite posturi în structurile centrale. Este un lucru deosebit pentru noi și ne mândrim cu acest lucru, lucru care ne și mobilizează pentru alegerile viitoare, alegerile locale și parlamentare. Faptul că dintre noi pleacă la nivel central demonstrează că avem o echipă serioasă, o echipă bine pregătită, o echipă care este luată în seamă de conducerea partidului. Apare întrebarea, cine va prelua funcția de viceprimar? Da, înțeles că a apărut deja în spațiu. Da, a apărut pe surse că da. Ar fi vorba despre administratorul municipiului, domnul Deculescu. Of, Doamne, nu are cum să fie administratorul public viceprimar, ea are o funcție bine stabilită, unde își desfășoară activitatea. Viceprimarul se alege numai din rândurile consilierilor locale. În perioada următoare vor avea loc întâlniri cu celelalte partide, vom negocia și vom vedea care este cea mai bună variantă sau soluție pentru a fi ales un vicepreședinte, un viceprimar. Preconizați că într-o săptămână veți găsi viitorul viceprimar? Haideți să lăsăm timpul să mai bine zic. Da, timpul să decidă dacă într-adevăr o săptămână este de ajuns. Dar eu cred că așa cum ne cunoaștem toți din conducerea administrativă a primăriei, cu conducerile politice ale partidelor, să le rezolvăm această problemă și în prima ședință de Consiliu să avem alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea viceprimar. Până la desemnarea celui de-al doilea viceprimar, atribuțiile domnului Coman vor fi preluate de domnul Ivanciu? Vor fi preluate nu numai de domnul Ivan, ci vor fi preluate și de mine, și de ceilalți colegi directori, care echipa este sudată și lucrurile merg de la sine la anumite domenii. Da, într-adevăr, el avea sub coordonare diferite direcții, dar noi zicem să fie sănătos și să facă treaba în Ministerul Tineretului, pentru că aveam nevoie de o suflu nou acolo. Este un băiat, deja am purtat discuții și are câteva proiecte pe care vrea să le pună în practică și m-aș bucura enorm de mult ca numele lui să fie vehiculat ca un câștig pentru Ministerul Sportului.